Este vorba despre peștera Scărișoara, care se află în munții Apuseni, platou Caștii Scărișoara. Turiștii vin aici pentru răcarea care este jos în peșteră. Fiind dat, ținând cont de temperaturile care sunt afară, aici este o oază de răcoare care este ceva pentru turiști binevenite. O diferență de nivel destul de mare. Da, diferența de nivel de aici până jos pe Ghețar este de 50 de metri. Cum se face accesul și e dificil, nu e dificil? Nu, accesul este foarte ok. Accesul se face în grupuri organizate, însoțite de către ghid. Ne aflăm în Parcul Natural Apuseni, la unul dintre cele mai spectaculoase obiective, respectiv peștera Ghețarul de la Scărișoara. Aici ne aflăm pe marele bloc de gheață, unde grosimea stratului de gheață variază între 36 de metri și 16 metri adâncime. Cu un volum de peste 130.000 de metri cub, plasează peștera Ghețarul de la Scărișoara pe primul loc în lume ca și mărime. Peștera asta este interesantă, nu sunt pentru prima dată, vin cel puțin o dată pe an, e răcoare, e plăcut, este interesant, până când o să mai țină peștera, până nu se tupește. Este prima oară când vin, a fost minunat, am avut puține emoții în ceea ce privește urcatul scărilor, dar a fost minunat și aș mai veni și a doua oară. Este diferență de temperatură foarte mare și se simte. Mi-a plăcut și recomand tuturor să vină aici. Avem undeva la peste 50.000 de turiști anual, chiar pe între 50 și 100.000 de turiști anual, iar senzația lor este una de wow. Ne aflăm în mijlocul verii, într-o minune a naturii, unde temperatura coboară până la minus 4 grade Celsius, fiind constantă pe tot parcursul anului, ceea ce duce și la păstrarea acestui imens bloc de gheață pe tot parcursul anului. Mie mi-a plăcut cel mai mult la peștera asta, pentru că am văzut lucruri care nu le-am mai văzut niciodată. O peșteră foarte, foarte frumoasă este. Da. Foarte frumoasă, este foarte multă gheață și este o temperatură foarte, foarte scăzută. Suntem pentru prima oară în munții Apuseni, în această peșteră minunată, Scărișoara. Temperatura este foarte scăzută, se apropie de 0 grade, cred, într-o zi atât de călduroasă. Ne plac foarte mult formațiile de ghețari. Cred că stalactite sau cum se numește la formațiunile astea de ghețari. Și e superbă. Am stat aici mai mult timp. Ne prinde bine. Vin turiști pregătiți pentru această temperatură din peșteră? Din fericire, da. Majoritatea vin pregătiți, dar mai avem și unele dificultăți în care turiștii cred că aici chiar nu e foarte, temperatura foarte scăzută și atunci nu vin foarte echipat. De-aia recomandăm turiștilor să vină cu echipament de munte, pentru că temperaturile sunt foarte scăzute în peștere și să aibă un echipament adecvat pentru vizitarea unei peșteri din Apuseni. Este numai bun acum, pe timpul ăsta caniculară, o vizită la peșteră. Chiar recomandăm în perioada de maximă caniculă din marele orașe să vină în peștera Ghețarul Scărișoara, pentru că aici au parte de o experiență de neuitat. Cum reacționează turiștii la informațiile pe care le primesc? Turiștii sunt foarte mulțumiți de informațiile care le primesc și sunt încântați de temperatura care este jos. Care sunt din întrebările cele mai frecvente care vi le adresează? Despre temperatură, dacă este constantă. Și ce vă spuneți? Le spunem că temperatura este constantă, 1 grad cu plus vara, iarna la minus 4 grade.